ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, inclusiv pe canalul nostru de YouTube, la Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă și abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția noastră a tuturor ar trebui să fie și modul în care reușim fiecare dintre noi să gestionăm resursele pe care încă le mai avem. Astăzi vom discuta despre una dintre cele mai importante resurse, apa. Mulți dintre noi, sau unii dintre noi, folosesc în mod inconștient uneori această resursă, ba mai mult decât atât, contribuim și la degradarea apei. Și aici mă refer și la ceea ce se întâmplă zi de zi cu apele curgătoare pe care le avem și în județul Hunedoara și în întreaga țară, pentru că vedem ce se întâmplă. Discutăm și despre apa de la robinet, apă fără de care cred că greu ne-am descurcat fiecare dintre noi, doar să ne imaginăm așa puțin cum ar arăta o dimineață în care atunci când am ridica robinetul nu ar mai curge apă, nu am mai putea să utilizăm această resursă. Cum putem contribui noi, cum pot contribui autoritățile în a menține un climat cât mai optim din acest punct de vedere? Încercăm și noi să aflăm datorită și mulțumită invitațiilor pe care îi aducem în fața dumneavoastră. Astăzi alături de noi este domnul Fabius Chiseli, directorul activitatea Goscom Orăștie. Bună ziua, bine ați revenit! Să rămână, bine v-am regăsit! Suntem câteodată destul de fățarnici, am putea spune, pentru că suntem atât de obișnuiți să avem electricitate, să avem apă, să avem un mediu cât de cât propice pentru a putea să ne desfășurăm și noi activitatea zi de zi. Să ne imaginăm cum am putea realiza noi această emisiune dacă nu am avea energie electrică, dacă nu am avea apa pe care, iată, o consumăm inclusiv în emisiuni și fără de care în câteva zile nu am mai fi. Le avem la îndemână, facem scandal atunci când se mai scumpește cu câte un leu, doi, unele dintre aceste, când se mai scumpesc aceste servicii, însă puțini dintre noi se gândesc, măi, ce facem noi în acest sens? Cum protejăm toate aceste resurse? Și, repet, fiecare dintre noi cred cu tărie că poate contribui la reducerea poluării și la menținerea cât de cât a acestor lucruri pentru o perioadă cât mai lungă de timp. Mulți spun la câtă apă e pe planeta asta, ce ne face în griji că nu vom mai avea la un moment dat această resursă. Ei bine, la cum ați ridicat din sprânceană și dumneavoastră, asta e o problemă, lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Apă este pe planetă, problema e ce facem cu ea. Da, atributele unei vieți civilizate sunt legate de, într-adevăr, apă, energie, până la urmă toate utilitățile de care beneficiem în fiecare zi sunt, cum să zic eu, atât de prezente în cotidianul nostru încât fără ele este foarte greu să supraviețim sau, mă rog, ne facem această, cum să zic eu, acest gând ne apasă că, bă, dacă n-aș avea curent, dacă n-aș avea curent. Dar ne gândim la aceste lucruri sau ne gândim atunci când există o avarie, iată, la rețelele de apă, de canalizare și nu beneficiem de acest serviciu, atunci poate mai avem astfel de gânduri și primul vinovat este operatorul, bineînțeles. Bineînțeles că nu este în prima linie, evident, dar un pic trebuie să ne uităm și la ce operăm, cum operăm, ce facem ca să operăm în condiții optime, ce facem ca să asigurăm acea apă la robinet 24 din 24, ce facem ca să curățăm apele uzate. Deci sunt mai multe componente legate de acești operatori. O problemă care mie mi se pare foarte importantă și începe să devină un leitmotiv chiar în discuțiile politice, chiar în politicile publice, mă refer strictamente la România și chiar și la Uniunea Europeană, sunt cele legate de schimbările climatice. Aceste schimbări climatice ne afectează pe tocmai în acele zone
unde avem aceste atribute ale civilizației, în zona de energie, în zona de resurse de apă, în zona de materii fosile și așa mai departe. Deci, problema care se pune și se pune din ce în ce mai pregnant din câte putem observa, este de a crea un echilibru în această, în această paradigmă, să cine zic așa. Cine ar trebui să creeze acest echilibru, de fapt? Cetățenii, instituțiile care se ocupă? Cetățenii de... sunt, cum să vă zic eu, și subiect, adică despre e vorba în chestiunea asta, dar sunt și promotori prin faptul că un nivel de conștientizare al cetățeanului poate să ne, ajucă, să ne aducă niște, cum să zic, niște beneficii indirecte. Mă refer neapărat la operatorii de apă, ci la aceste politici publice de, de în ceea ce privește combaterea sau cum să zic eu, adaptarea la schimbările climatice. Dar trebuie să fim realiști. Se organizează în toate domeniile de activitate campanii de conștientizare, de informare a cetățenilor. Însă da, ceea ce e normal și este e bine normal, că se face. Este normal, corect, însă câți dintre ei acceptă cumva să și pună în practică ceea ce sunt învățați să facă. Păi, de regulă... Și de regulă aceste campanii sunt duse cu niște flyere, cu niște afișe care ajung la gunoi sau în natură. M-aș duce în altă zonă, m-aș duce în zona opiniei publice, că până la urmă despre asta vorbim, opinia publică fiind, cum să zic eu, suma sau expresia părerii cetățenilor vis-a-vis de un subiect sau altul. Acum, opinia publică, nu doar flyerele și acțiunile pot fi, pentru opinia publică, nu doar flyerele și, mă rog, acțiunile de conștientizare sunt determinante. Sunt o componentă importantă, dar nu asta, de, nu asta este ceea ce poate să producă o anumită, un anumit, o anumită viziune în ceea ce privește acest subiect, schimbările climatice. Acolo intervin mai, mai multe elemente și legate de comportamentul celor implicați în această problemă și de politicile publice locale, regionale sau chiar naționale sau chiar comunitare la un moment dat în ceea ce privește abordările de genul ăsta. Evident că, sau mă rog, noi ca cetățeni primul imbol sau primul impuls este cât scot din buzunar sau cât mă costă pe mine diversele chestiuni. Ok, dacă reușim să trecem de paradigma asta și ne uităm puțin mai în depărtare, adică cu o viziune mai largă decât neapărat imediatul cotidian, constatăm următorul lucru, că generațiile următoare vor avea, dacă noi avem o problemă mică acum, ei vor avea o problemă mult mai mare pe viitor. Și atunci, ideea de bază în a genera aceste politici publice este de a limita, adică de a rezolva sau de a reașeza aceste probleme, să zicem, care par minore. Adaptate fiecarei zone în parte, pentru că și județul Hunedoara are... Bine, cu particularitățile lui fiecare, bă, județul Hunedoara chiar are un grad de conectare, are, deci din punct de vedere al alimentărilor cu apă, că vorbesc strictamente de domeniul meu, ne-am mai aliniat chiar stă bine, decât... suntem pe prime locuri pe, în țară, exercițiul de benchmarking ne spune acest lucru, ceea ce e un lucru foarte ok. Bine, lăsăm la o parte faptul că județul Hunedoara este unul dintre cele mai urbanizate județe, adică populația... Este cel mai urbanizat din țară, pentru da, că... Da, cred că da, la ora asta. Deci, atâtea municipii și clar orice. Că fiind urbanizat, normal că poți să faci mai simplu alimentări cu apă și alte dezvoltări de genul ăsta. Asta e într-un punct de vedere. Din alt punct de vedere, totuși sunt și zone care trebuie avute în vedere. Adică, bun, am grad de conectare de 90 ceva la sută, bine, dar ceva cu aia 6%. Aia 6% sunt mult mai greu de rezolvat decât să zic aia un deficit de 30%. Și atunci politicile publice se duc în zona asta. De aia spun că fiecare zonă e cu particularitățile ei. Noi ne putem compara, de exemplu, cu un județ ca și Călărașul, de pildă, care e eminamente rural, adică, na, acolo lucrurile stau altfel.
Din punctul ăsta de vedere, deci și ca rețea hidrografică, județul Hunedoara stă foarte bine, adică stă mult mai bine decât alte zone. Noi folosim, deci toți operatorii din județ folosim apă de munte, adică apă care necesită un nivel de tratare mult mai coborât decât neapărat o apă din foraje, în câmpia Brăganului sau în câmpia de vest sau lucruri de genul ăsta. Da, folosim una dintre cele mai curate ape. Da, dar trebuie să avem grijă de ea. La robinet, aici, aici vreau să ajung. Sunt foarte multe rețele care nu au mai fost chiar așa multe cum e. De ani, și atunci este firesc ca uneori la robinet să mai vedem și anumite... Da, se întâmplă, bineînțeles că se întâmplă impurități. Lucruri de genul ăsta, dar reglementările noi duc la o altă etapă de, cum să zic eu, de finanțare și de abordare a acestei problematici, în sensul că, într-adevăr, noi operatorii suntem obligați să facem înlocuirea acestor rețele într-o perioadă definită foarte clar de normative și așa departe, tocmai pentru a evita aceste neplăceri, să le zic așa. Se întâmplă acest lucru? Au operatorii resursele financiare necesare pentru a deocamdată putea să schimbe și o să vă spun de ce zic rețea, deocamdată, primim finanțare de la Uniunea Europeană pentru a ne rezolva problemele sistemice pe care le avem, problemele mari care le avem. Epurarea apelor uzate în aglomerări mai mari de 10.000 de locuitori și mai mari de 2.000 de locuitori. Avem probleme, adică, mă rog, finanțarea vine și pentru asigurarea nivelului de apă potabilă, adică asigurarea unui grad de conectare la toți utilizatorii dintr-un areal geografic. Deci sunt niște componente pentru care primim bani. România primește bani pentru lucrurile astea. Totodată, primind acești bani, noi avem și obligații de conformare, adică să rezolvăm obiectivele pe care ni le-am asumat odată prin tratatul de aderare și după aceea prin reglementările Uniunii Europene vis-a-vis de acest subiect, care sunt valabile în toată Uniunea Europeană, nu sunt dedicate doar pentru România. Sunt țări cu un grad de conformare mare, sunt țări cu un grad de conformare mai mic. Deci aici nu putem să ne punem cenușă în cap, să spunem, vai de mine, noi suntem cei mai năpustui. Există statistici la nivelul Uniunii Europene dacă care vă uitați pe Eurostat, suntem, cum să zic, că din punct de vedere a gradului de conectare, acolo suntem mai rău, dar din punct de vedere a apelor uzate, și acum cei de la Apele Române au lansat o platformă în care ne scriem toți operatorii care avem aglomerările despre care v-am povestit și acolo lucrurile se pot vedea destul de transparent, să zic așa. Eu aș fi vrut mai multă transparență, în sensul că aș fi vrut să văd în acea platformă și monitorizările făcute de către cei de la Apele Române, dar înțeleg că totuși e o problemă tot pecuniară, în sensul că dacă vrei să ai acces la analizele pe care le fac ei, trebuie să plătești o anumită sumă, bun, și o vezi numai tu. Dar fi o informare publică. Dar din punctul meu de vedere, rapoartele în ceea ce privește starea apelor și starea tratării apelor uzate, asta ar trebui să fie niște rapoarte pe care gestionarul apelor din România ar trebui să le facă publice odată și cumva să promoveze aceste politici publice în ceea ce privește. Adică avem nevoie, la nivel de țară, avem nevoie de un organism integrator care să integreze pe toată lumea care avem incidență pe zona de apă și apă uzată, în așa fel încât lucrurile să fie absolut transparente și să identificăm căile de parcurs. Adică să știm exact ce avem de făcut, etapizat pe o perioadă mai lungă decât neapărat 4 ani de zile sau cât o fi un mandat. Asta înseamnă a te aplica cu seriozitate pe acest subiect și ai da importanța pe care, să zicem, ceilalți deja i-au dat-o, pentru că deja prin alte părți lucrurile astea se văd altfel. Nu reinventăm roata, ci aplicăm ce alte țări au făcut deja de câțiva ani. De regulă, gestionarea problematicii legate de apă și apă uzată o regăsim în zone în care resursele de apă sunt limitate, gen Israel, gen lumea arabă, marea majoritate, și o să vedeți acolo o gestionare foarte interesantă a subiectului, unde nu prea este loc de, adică de a risipi această resursă. La noi încă funcționăm după asta, că merge și așa, că noi, avem de noi unde. Am păcătuit într-o perioadă, să zicem așa, de dezmăți,
Timp în care pentru noi apa uzată n-a prea contat foarte mult. De ce ar trebui să conteze apa uzată? Pentru că este principalul poluator al apei potabile. Adică resursa de apă este poluată evident cu apă uzată. Adică nu poți să-ți prezervi sursele de apă atâta vreme cât tu însuți o poluezi. Deci aici e o dihotomie care trebuie înțeleasă ca atare. Că lumea întreabă, da, băi, și apa de ploaie și canalizarea și lucruri de genul ăsta. Păi fraților, apa de ploaie, dacă intră într-un sistem de canalizare menajeră, este deja contaminată. Acea cantitate mare, aia trebuie curățată, nu poți să dai murdare în emisar, în râu din care ulterior ăla de la vale se duce și ia apă și mă rog. Și atunci o soluție viabilă ar fi să existe o canalizare separată care să asta ar fi o soluție, dar toată apa de ploaie. A face o canalizare separată, asta înseamnă un efort investițional foarte serios și mai spun un lucru, asta ar trebui să fie preocuparea comunităților locale pentru a rezolva această chestiune. Bun, acum, cum să vă zic, sunt contexte și contexte. Nu în toate cazurile lucrurile pot fi analizate atât de radical. Dar un lucru este cert, preocuparea noastră în perioada următoare va fi odată cu prezervarea surselor de apă și asta înseamnă reducerea consumurilor, nu neapărat consumurilor cetățenilor, că tot asta spune, ci mă refer la tratarea apei, adică în toată procedura asta de captare, transport, tratare, distribuție și așa mai departe. Asta înseamnă o aplicare foarte serioasă asupra gestionării pierderilor de apă. Deja operatorii au departamente specializate în materia asta, care fac traininguri și asta mă bucură foarte mult. Chiar săptămâna trecută a fost concursul de pierderi național organizat de Asociația Românea Apei în județul Nedoara și felicit pe colegii de la Apa Prot că a fost o reușită și că de regulă se organizează la operatorul care a câștigat ediția precedentă. Apa Prod câștigând ediția presă sau echipa de la Apa Prod câștigând a fost, sau mă rog, cumva în această cutumă au organizat acest concurs. E un lucru bun, ne ține în priză pe toată lumea. Principalele cauze pentru aceste pierderi să fie proasta gestionare, să spunem uneori, a acestei rețele care nu a mai fost parte din ea, bineînțeles, nu a mai acum fost reabilitată, la nivelul, nu a mai fost la nivelul, înlocuită sau oamenii încearcă să mai fenteze. Să vă spun, lucrurile nu stau chiar așa. Rețelele, în marea lor majoritate, de pildă și în municipiul Deva, într-o proporție destul de serioasă au fost înlocuite și au fost sistematizate. Dar vedem și că apar în continuare avarii, că apar anumite disfuncționalități. Păi avarii, evident că apar, pentru că apar pe zonele care nu au fost reabilitate, adică în acea măsură mai mică, să zic. Dar eu stau și mă gândesc cum ar fi arătat dacă nu schimbam și, adică eram dintr-o oprire într-alta. Aduceți-vă aminte că a fost perioada în care s-a reabilitat conducta majoră de transport de la conducta de aducțiune de la Sfântă Mărie Orlea la Deva. Și am avut câteva episoade în care Deva sta câteva zile fără apă și a fost destul de complicată povestea asta de gestionat și sub aspectul comunicării, un aspect care probabil intră sub incidența dumneavoastră și al doilea a fost gestionarea din punct de vedere tehnic, pentru că au fost niște lucrări importante și greu de dus la vremea respectivă. Dar iată că am reușit să facem o reabilitare de conductă care eu zic că pe o perioadă destul de serioasă ne asigură liniște din punct de vedere al alimentării dintr-o sursă, eu zic că o sursă foarte serioasă fiind sursa de apă de la Sfântă Mărie Orlea, adică ai și capacitate, ai și calitate, ai toate elementele întrunite ca să poți să asiguri o alimentare cu apă eficientă pe toată zona. Așadar, pierderile din cauza rețelelor nu mai sunt poate chiar atât de mari. Pierderile în zona rețelelor nu mai sunt atât de mari, aici aveți perfectă dreptate, dar este o muncă continuă. Pentru că pierderile nu înseamnă doar
pierderi efective, mai înseamnă și pierderi aparente. Pierderi prin furturi, prin branșamente neconforme, prin tot felul de alte chestiuni, care tot pierderi sunt. Adică nu sunt contabilizate, adică nu sunt măsurate. Adică unele sunt estimate, să zic așa, dar este o acțiune continuă. De aceea departamentele astea de pierderi despre care vă vorbesc au o misiune destul de ingrată, așa, adică trebuie să... E o întreagă teorie pe această chestiune a pierderilor și părerea mea este că din ce în ce mai tare va trebui să punem accent pe această direcție de acțiune. Sunt destul de multe blocuri și în Deva și presupun că și în alte orașe din județul Hunedoara în care au fost montate acele contoare cu autocitire. Asta înseamnă în teorie și sperăm noi că și în practică cei care până acum mai fentau așa puțin legea și nu declarau apa pe care o consumau, acum nu se mai poate întâmpla acest lucru. Așadar, aceste probleme a furtului, a pierderilor rămâne mai mult în zonele de case, în mediul rural? Nu are nicio legătură una cu alta. Până la urmă, ținta este să ajungem să controlizăm la modul ăsta pe toată lumea. Acum mai apare o problemă, cel puțin Laura știe, o problemă este legată de fapt de branșamentele neconforme, adică neconforme cu legea. În lege spune foarte exact unde se amplasează, adică la limita de proprietate și aia de parte. Iar firmele care se ocupă de aceste branșări, mă gândesc că au luat la cunoștință, nu? Cunosc foarte bine legea. Bun, și ar trebui problema să facă este, da, pentru branșamentele. Pentru branșamentele, noi evident că noi suntem prima linie, să zic așa, adică noi dăm avizele, noi întocmim și proiectele unde e cazul. Faceți și controle ulterior? Bineînțeles, la punerea în funcțiune. Deci pe branșamentele noi nu au probleme, au probleme cu branșamentele vechi, rămase pe zone nereabilitate și Oreștea mai are o particularitate că atunci când s-au făcut reabilitările de rețele în municipiu, s-a făcut doar schimbarea principalelor conducte, fără a se lua în calcul și această mică problemă legată de branșamente. Acum mai au o problemă și de configurație, pentru că Oreștea fiind un oraș ușor medieval, că tocmai sărbătorim 800 de ani, zona stradală sau trama stradală care ți-ar permite să amplasezi asemenea chestiuni, adică asemenea branșamente, e mai precară, limitată. Adică e limitată. Mm-hmm. Exact, ăsta e cuvântul. Și atunci încercăm să ne adaptăm cu diverse soluții pe această chestiune. O altă particularitate care avem noi la Orăștie este legată de faptul că la imobilele cu condominiu, mă refer la blocuri, s-a făcut contorizare individuală, dar contorizarea asta individuală s-a făcut într-un mod nu neapărat controlat din punct de vedere tehnic. Și atunci, la punerea în funcțiune, lucrurile au funcționat ok, dar pe măsură ce lucrurile înaintează în timp, apar defecțiuni și apar tot felul de neregularități și consumatorul are de suferit. În sensul că, într-adevăr, contoarele sunt la baza blocului sau, mă rog, undeva în zona de limită de proprietate, dar conductele de la branșament până la apartamentul fiecăruia trec printr-o zonă care se numește condominiu. Iar condominiul ăsta trebuie gestionat de cineva. Cine ar trebui să... Păi asociațiile proprietari, că de-aia sunt asociații. Ele sunt inventate tocmai pentru lucrul ăsta, a gestiona condominiul. Adică, păi și nu-l gestionează? Păi nu, problema este că... Sau nu știu cum să o fac. Nu, ultima barieră în calea desfințării, sau, mă rog, trecerii în adormire asociației, ele practic nu sunt desfințate, doar că nu mai funcționează. A fost asta legată de apă. Nu, a rezolvat și apa, gata, putem insista activitatea asociațiilor de proprietari și lucrul ăsta se vede, pentru că sunt investiții comune, cum ar fi schimbarea acoperișului, schimbarea ușii de la intrare sau lucruri legate de chiar de subsol. Noi avem o problematică foarte complexă legată de subsolurile blocurilor unde se adună datorită defecțiunilor din acest condominiu, apar diverse chestiuni. Deci, primitem vindaja să curățăm, să facem. Ori asta nu este în regulă, pentru că lucrurile astea ar trebui rezolvate de o formă asociativă. Ei, într-adevăr,
unii dintre locatari cumva funcționează în solidaritate. Adică hai, pune mână de la mână să rezolvăm această problemă. Dar nu este în regulă, este o formă nereglementată, e o formă ad hoc de a rezolva chestia. Dar avea posibilitatea reprezentanții acelei asociații, nu? Să lucreze cu deci eu încă firme autorizate și așa mai departe. Era legenda aceea că la asociație sunt niște moși care îi plătim degeaba, care nu fac nimic. E, nu-i chiar așa, pentru că moșii ăia, ca să, nu, să intru în limbaj bulgar, popular, așa, ăia chiar făceau niște lucruri, adică știau ce se întâmplă acolo, știau să facă socotele. Și unii dintre ei chiar înțelegeau ce se întâmplă acolo, unii chiar, sunt problemele, chiar de, chiar avea de făcut. De o calitate tehnică foarte bună, adică puteai să te înțelegi exact cu oamenii ce e de făcut, cum e de făcut și mai departe. Acum, întâmplarea face că au de-a face cu tot județul și că știu problematica asociațiilor de proprietari. Din nefericire, la Orăștie s-a întâmplat acest mic și nefericit incident de a cumva a trece în planul 2 activitatea asociațiilor de proprietari și eu îmi propun... Se simt, pentru că omul are o defecțiune, da, pe conducta despre care m-a povestit. Nu, ce face? Nu are ce face decât să plătească toată apa aia care se pierde, ceea ce nu e în regulă. Și primesc o ploaie de sesizări pe acest subiect, să mă duc să verific contorul. Contorul nu are nimic, nu contorul e problema. Cerețeaua interioară a blocului. Măcar și aici dacă... nu poate interveni activitatea Goscom pentru a remedia acum acea problemă? Acum ar fi prea târziu. Ideea de bază ar fi fost ca această contorizare individuală să fie abordată în altă perspectivă, și anume să rămână asociația acolo unde este, să rămână contoarele de branșament ale imobilului, așa cum spune legea, iar de acolo încolo să meargă cu repartitoarele de costuri, care nu înseamnă altceva decât alte contoare care sunt, care de fapt există acum, care să meargă la fiecare apartament în parte și să ai control pe acea rețea care ajunge până la cetățean, la ușă sau la ce-o fi. Într-adevăr, e o soluție mai costisitoare, dar rezolvă foarte multe probleme, pentru că... Le-ați propus asta oamenilor? Păi, într-o altă viață, într-o altă viață, acum vreo 10, 12, 13 ani, când a început acest fenomen, de fapt, să prolifereze, am făcut o asemenea chestiune, o asemenea abordare, chiar am creat niște convenții de repartizare a costurilor, în sensul că omul vrea, băi, eu vreau să am costul meu. Foarte bine, îți dăm factură pe baza unei convenții, dar contractul de furnizare rămâne tot cu imobil, adică cu reprezentantul imobilului care e asociația de proprietari. Și atunci cum făceam? Făceam contractul cu asociația, asociația desemna un reprezentant care făcea această citire a contorului general și a contoarelor de condominiu, dar nu știam pe ce ne închidem. Adică cumva își asumau repartizarea contorului general pe fiecare dintre consumatori, proporțional cu cât, câteodată se închidea 100%, adică ce arăta generalul, arăta și suma contoarelor. Deci asta a fost o chestie care mi s-a părut de bun simț pentru toată lumea. Și pentru operatori. S-a oprit? Păi nu s-a oprit, că Deva funcționează. Deva funcționează în Hunedoara, în Orăștie lucrurile sunt un pic tardive, pentru că deja am trecut la contracte, acolo sunt contracte individuale cu fiecare locatar din condominiu și mai greu de controlat această chestiune. Nu. Sunt particularități și particularități, pentru că până la urmă, cum la o casă, din când în când trebuie să-i faci o mentenanță, să schimbi acoperișul, să schimbi ce știu eu, sistemul de canalizare, să schimbi rețeaua electrică, dacă e cazul, dacă e învechită. Așa și în imobilele cu condominiu. Și acolo e nevoie de oareșcar reparații în ceea ce privește imobilul. Care ar fi costurile acestor reparații ar fi suportate de evident, către... și plus că mai apare și problema care din ce în ce mai tare se pune privind deficiența termică. Uh-huh. Na, aici iar e o problemă care trebuie gândită tot în comun. Nu poți să gândești într-un imobil că numai 3, 4, 7, 9 locatari își fac... A fost la un moment dat așa o peticire a blocurilor. Da, dar nu e ok. La adică, etajul 3 mai vedeam unul la etajul deci, 5. Deci lucrul ăsta nu este chiar... cum să zic eu,
dătător de oarecare progres. Deci trebuie analizată problema mai cu responsabilitate și pe un termen mai lung. Și cu responsabilitate din partea tuturor... Evident, actorilor implicați. Actorilor, exact. Pentru că, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, da, avem mari așteptări de la instituțiile care se ocupă de diferite aspecte, dar și cetățenii cumva trebuie să contribuie să găsească soluțiile acolo. Până la urmă, pe gestionarea asta, având în vedere, e o relație biunivocă. Atât din partea... Ba, aș putea spune că și administrația publică locală are un rol în această poveste. Până la urmă, eu zic că cu răbdare și cu, cum să zic eu, cu un nivel de conștientizare, cum ați zis, putem ajunge la un obiectiv realizat. Dar ne întrebăm oare câtă răbdare... sau de câtă răbdare mai este nevoie, că a trecut, am ajuns în anii 90, am avut răbdare, s-a ajuns în 2000, iarăși răbdare, dar că încet, încet, parcă așa... Știu pe cineva care zicea următorul lucru. Ne cam îndepărtăm de răbdare. Pentru un lucru bun îți trebuie timp, pentru un lucru rău îți trebuie și mai mult timp. Deci, până la urmă, să abordăm problema din această perspectivă. Uneori liniile, direcțiile care vin de la Uniunea Europeană par a fi, ne cam enervează, par a fi bune, așa cel puțin în teorie, însă atunci când trebuie să le aplicăm, exact ce spuneați, ne cam enervează. Poate și din cauza faptului că nu avem unele sisteme foarte bine puse la punct, așa cum au alte țări mai dezvoltate decât noi, pe anumite segmente, că dacă ar fi să comparăm, și România este mult mai dezvoltată pe anumite domenii față de țări pe care le lăudăm în continuu, Germania, Spania, Franța și așa mai departe. Fiecare are ce a lui pus deoparte. Corect, așa este. Dar atunci când vin unele direcții pe care și statul român și le-a asumat la un moment dat că le va... Pe care statul român le-a asumat în numele cetățenilor lui. Bine subliniat, ca să fie cât mai corectă informația, exact. Dar atunci când suntem în punctul în care ar trebui să implementăm anumite proiecte, ne dăm așa de ceasul morții, din stânga în dreapta, că nu putem face asta, că acolo ar trebui schimbat, dar înainte de a propune, de a veni cu propunerea de a face anumite proiecte, schimbări și așa mai departe, nu s-a gândit nimeni că noi... sau, mă rog, statul român nu poate implementa anumite proiecte. Aici inclusiv ceea ce ține de gestionarea acestor rețele de apă, canalizare și așa mai departe. Perfect de acord. Dar plec de la ce a spus dumneavoastră cu nerăbdarea. Deci, până la urmă, nerăbdarea este un factor perturbator în acest fenomen decât neapărat. Adică, noi ne repezim să tăiem. Și după aia ne dăm seama, stai mă, că trebuia să mai măsor o dată ca să fie lucrurile în regulă. Și mă trezesc că ori e prea lungă țesătura la o haină, ori e prea scurtă. Oricum nu e cât ar fi trebuit să fie. Ori un pod și nu se întâlnește la mijloc. Face? Că mai avut. Hai să peticim, nu? Să punem sau să mai tăiem sau să mai ajustăm. Lucrurile nu merg așa. Lucrurile trebuie foarte bine calculate de dinainte și generate acele politici publice despre care vă povesteam, chiar integratoare, pentru a putea, cum să zic eu, a da eficiență acestor demersuri. Înțeleg că la politică stăm bine, mai puțin la politici, în anumite situații. Da, la politică oricum stăm bine, oricum suntem o nație foarte implicată politic, simți politicul peste tot, adică ideea este în felul următor, cu cât simți mai multă administrație, cu atât lucrurile sunt mai cumva contorsionate. Când nu simți administrația mai deloc și lucrurile funcționează, aia înseamnă că administrația este eficientă. Deci asta este un principiu și chiar vă invit să vă bănuiesc că mai călătoriți prin diverse țări, diverse locuri și mai departe. Să analizați cât simțiți administrația acolo unde vă duceți și faceți așa o paralelă între diverse situații. Părerea mea că o administrație eficientă nu o simți. Adică n-ar trebui să ai nicio problemă cu administrația. Adică, mă rog, în cazuri excepționale, nu continu. Dacă ai, adică simți peste tot
Ce-i drept că la DEVA în ultimele luni nu mai prea simțim administrația, nu, mai ba, o simțiți, o simțiți. Dar nu o vedem. Bine, DEVA e o particularitate. Zilele astea. Zilele astea, da, lunile acestea, vom vedea ce se va întâmpla de luna viitoare încolo, ce-i drept. Așadar, politicile nimic spectacol, uneori... Adică, nu că nimic spectaculos, Doamne ferește, până la urmă chiar îmi doresc, dar targetul este ăla, să devenim o administrație atât de eficient încât să nu fie nevoie de noi. Adică lucrurile să fie așezate pe niște lucruri, pe niște jaloane atât de eficiente încât să nu fie nevoie de prea multe interacțiuni. De multe ori recunosc... Iar digitalizarea este, ăsta fiind un alt subiect care îl avem și noi în vedere ce de noi, digitalizarea ar putea avea un rol determinant în această poveste, dar problema digitalizării este de a lucra din nou la modul integrat. Adică să poți, și deja am văzut că se fac pași serioși în direcția asta și chiar m-aș bucura să reușim să ajungem din urmă sau chiar să depășim anumite... țări care deja au lucrurile astea puse la punct. Să înțeleg cum avea noi pornirea mai grea, dar când ne pornim putem depăși da, în unele țări. Și mai trebuie o chestie să avem, aia se numește perseverență, adică să cu toate greutățile. Perseverența poate avea efectele dorite dacă avem și oamenii potriviți acolo. Acum, ca resursă umană, eu zic că e un alt sector al vieții sociale de care se ocupă, la resursă umană. Resursă umană care să meargă în acea direcție de politici mai mult decât de politică. Da, sunt de acord. Bine, acum, hai să punem adevărul în drepturile sale firești. Și anume, politicile publice sunt generate de administrație, iar administrația are în spate politicul, vrând nevrând. Nu poți să faci abstracții unele de celelalte. Categoric. Adică cât ar fi de rău, să zicem, partea politică, până la urmă suntem o democrație, iar clasa politică este expresia societății la un moment dat. Dar atunci când direcția politică este una poate greșită, ar trebui să existe în acea administrație acel om care să aibă curajul Vă anunț pe această cale că refuza poate anumite idei sau de a veni de zile, cu idei mai bune. În două luni de zile avem alegeri. Deci asta este calea. Deci pe chestiuni... Adică știți cum e? Politicul până la urmă el n-are nicio vină. Nu că, toți suntem tentați să dăm vina pe politice. Eu cred că este fals, pentru că politicianul e doar expresia unei situații de la un anumit moment dat. Pentru a rezolva această chestiune, cred că e vorba de altceva, de altă abordare, mult mai serioasă și mai sănătoasă. Adică cetățeanul să fie implicat în diverse chestiuni, să aibă un dialog mult mai eficaț cu politicianul, să cumva să fie generator de, cum să zic, de opinii care să conducă spre politicile publice. Deci sunt foarte multe aspecte care cumva sunt legate unele de celelalte. Tentația politicului, așa este, să intre în toate elementele vieții sociale. Asta e clar, că până la urmă, ca să ai o guvernare eficientă, ai nevoie de oameni responsabili, așezați în locurile care și fidel, așa. Și ăștia trebuie cumva să, cum să zic eu, să creeze acea structură care până la urmă definește statul și administrarea lui. Ca să se întâmple lucrul ăsta, evident, ai nevoie de oameni pregătiți pe diverse domenii. Aici apare elementul de ofertă politică și de acțiune politică. Da, mai avem vreo două luni, așa cum spuneați, și avem alegeri prezidențiale, alegerile generale, și asta este, parlamentare. Și asta este o chestie. Toată lumea este focalizată și am fi curioși să vedem care este și opinia. Toată lumea este focalizată pe alege președintele. Ok, alegem președintele. Mă rog, pentru că oamenii aia poartă chip, au un CV, au, mă rog, asta e într-un punct de vedere. Dar nimeni nu se uită că în același timp avem și alegeri generale, care sunt de asemenea importante, pentru că de acolo pleacă guvernarea, de acolo pleacă stabilitatea, de acolo pleacă, cum să zic eu,
asigurarea securității României, ceea ce nu e puțin lucru în zilele astea. Și nu mă refer doar la securitate din punct de vedere al unui război posibil sau mai greu posibil. Și mă refer și la securitate energetică, securitate alimentară, schimbări climatice și lucruri de genul ăsta. Deci, cred că dezbaterea ar trebui să meargă puțin în această zonă. De să lăsăm povestea despre gafele lui Joana sau, mă rog, școala sau neșcoala lui Lăsconi sau lucruri de genul ăsta, care la scara fenomenului sunt niște chestiuni foarte mărunte. Ar trebui să ne focalizăm pe lucrurile serioase pe care asta e îngrijorător, că și în mediul online vedem zilele acestea ce media a obținut sau nu Elena Lasconi în facultate, dacă știe sau nu să parcheze o mașină Joană și multe, multe alte discuții referitoare la cei care candidează pentru prezidențiale și uităm de fapt esențialul. Noi am preluat de la americani, deși privim așa cu amuzament. Cumva, dacă ne uităm, având în vedere că avem alegerile cumva împreună cu americanii, cu Statele Unite ale Americii, cum am preluat de la american partea asta de show. Dar nu ne uităm că la american dezbaterile se duc pe niște chestiuni punctuale. Ce facem? Ce există cu acea problemă, cu acea problemă, cu acea problemă. La noi dezbaterile și oamenii se uită. Există. Și după o dezbatere de genul ăsta, te uiți cum cresc sau scad procentele. Și atunci știi care este nivelul tău de adresabilitate. Și la ei, nicio problemă. Kamala poartă nu știu ce costum care nu trebuie. Bine, unde genul ăsta. Neimportant. Neimportant. Important este care este acțiunea ta politică și cum te ofertezi tu ca politician. E extrem de important. Mai ales într-o poziție de genul ăla. Ce extrem de important este ca și oamenii să cunoască care sunt atribuțiile unui președinte, ce are de făcut un senator, ce trebuie să facă un deputat, pentru că am văzut chiar în unele dintre intervențiile pe care candidații la prezidențiale le-au avut, ei vin și taie taxe, construiesc, fac drumuri. Exact, exact. Și mi se pare că uneori nici ei nu știu de fapt care este rolul pe care l-ar avea dacă românii ar vota în această funcție de președinte a statului. Păi, vedeți, aici a fost dihotomia între votul pe listă și votul pe colegiul uninominale. Da, într-adevăr, votul pe colegiul uninominale înseamnă expresia directă a cetățeanului în ceea ce privește politicianul care îl va reprezenta în forul numit Parlamentul României. Da, dintr-un punct de vedere e ok, dar omul ăla va trebui să genereze politici publice într-un context mult mai larg, pentru că ce propune el acolo se referă la toată România. Împreună cu, bineînțeles, cu organizația din care face parte, grupul parlamentar din care face parte. E, n-am ajuns încă la maturitatea aia, asta e părerea mea, strict, a mea și cu asta noastră, să putem face acest lucru. Deci noi trebuia să ținem încă votul pe listă, o perioadă serioasă de timp, și să ne gândim la o reașezare a Constituției României și a implicit a legii electorale și a organizării parlamentare în contextul social în care ne aflăm. Deci cred că o abordare de genul ăsta rezolva mai serios problemele pe un termen mai larg decât hai că o schimbăm că așa ne convine acum sau o lăsăm așa că... Mai dăm o ordonanță la ordonanța ordonanței și... Aia e cronică la noi. Dăm o lege și după aia 7 ordonanțe care modifică legea, că ne-am dat seama că legea nu produce efectele pe care le-am gândit la vremea respectivă. Asta e realitatea în care trăim și cred că vom mai trăi. Numai codul fiscal. Deci codul fiscal e cel mai bun exemplu. E incredibil. Da, mă rog. Dar adevărat. Turul 2 pentru prezidențiale? Turul 2 va fi la o săptămână după alegerile parlamentare. Asta știm. Mult succes candidaților. Cine credeți că va ajunge? Da, nu pot să știu. Aveți totuși o experiență politică Dar nu la nivelul acesta, încât să pot să vă spun... Și vă pricepeți și la strategii și aveți așa o vedere de ansamblu. Dacă țineți cont de cele dezbătute până acum, eu zic că jocul hazardului își va pune într-un cuvânt, își va spune cuvântul foarte tare în ceea ce privește candidații care vor intra în turul 2. Eu chiar nu pot să fac o estimare. Bun.
Pe cine v-ați dori PSD-ul, candidatul PSD, adică Ciolacu, este ok, adică prin simplu și bunul motiv care poporul PSD în spate și, mă rog, PSD-ul este un partid organizat și disciplinat. Deci, din punctul ăsta de vedere, are prima șansă să ajungă în turul 2. Lucrurile sunt cam în rest, știute de fiecare. Pe același sistem, aș putea spune că PNL-ul ar avea a doua șansă, doar că la PNL e o, mă rog, nu știu, vreau să folosesc nu știu ce termen complicat, dar totuși nu sunt atât de organizat zilele astea încât să poată să genereze o emulație, deși au toate aturile necesare, inclusiv faptul că au președinte în funcție la ora asta, sunt mai multe aspecte. Da, putem spune că au dat uneori și cu stângul în dreptul, ca să folosim și stânga-dreapta, nu în politică, au mai avut așa unele... Da, sau cu dreptul în stâng, depinde. Sau cu dreptul în stângul, da. De momentul istoric la care ne aflăm. Da, asta ar putea fi o chestiune. După aceea Mircea Geană reprezintă o zonă foarte interesantă, adică vinem din... Pe scurt că suntem la final. Ah, ok. Vine din zona aceea, a oamenilor crescuți pe la curțile de afară și a învățat cutumele și asta e un lucru foarte bun în poziția în care se află. Din alt punct de vedere aș putea spune că este un tip care cunoaște bine și politica internă, doar faptul că a fost președintele PSD-ului multă vreme. Doamna Lasconi are o prezență insolită, dar sau chiar originală, aș putea spune. Poate să facă o figură bună. Este curentul extremei, vezi, Austria, putem să ne gândim și la un George Simion. Deci lucrurile sunt în dinamică. Deci cresc, cad în funcție de momentul la care se află. Din nou, ceea ce vă spun sunt doar păreri personale, n-am nicio... Păi deocamdată cu toții ne dăm așa cu părerea despre ce ar urma să da, se corect. Întâmple la așa la un petit bavard, adică la o mică poveste informale. Mulțumesc tare mult pentru prezența. A fost o reală plăcere. Emisiune. De asemenea, vă mai așteptăm și în următoarea perioadă, că va fi destul de interesantă, cu siguranță. Vă și las să vă bucurați cu mare plăcere de perioada care va veni. Mulțumesc tare mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!